dragon tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. Bine ați revenit pe canalul meu dacă sunteți deja de casă sau bine ați venit dacă sunteți pentru prima oară aici. Astăzi vom face un alt challenge pentru că am văzut că unora dintre voi le plac challenge-urile de genul ăsta. De-aia o am din nou pe Sorina alături de mine. By the way, o să vă las în description box și link-ul paginii ei să descoperiți și ce face Sorina parte de beauty. Și pentru astăzi ne-am gândit să facem un challenge de genul make-up in 5 minutes sau ceva de genul ăsta. Basically trebuie să ne machiem în 5 minute. Nu am făcut asta în viața mea. Am încercat să mă machiez în 10 minute odată și ești o chestie total nefinalizată, neterminată, nimic finisat. Așa că astăzi vom încerca să ne machiem în 5 minute. V-am dat drumul la cronometru. Nu o să tai nimic la montaj. Adică vreau să fie reală toată chestia asta și să ne machiem pe bune timp de 5 minute. Începem? Da, să-l pui de bani, să-l văd și eu. Ceva de menționat foarte important, nu am nimic pe față, n-am aplicat doar o cremă hidratantă și vom începe efectiv cu primul pas și anume cu primerul. Vom respecta cam toate etapele machiajului, evident, atât cât ne permite timpul. Îi dăm drumul? Da. Start! Mi-am ales un primer care se vede, că se stă mai enervat de rău de tot. Dar mă rog. Mi-a picat! Mi-a picat burețelul pe jos! What? Nu-i corect, că al meu are pompiță! Folosesc fond de ten de la Catrice. Și având pompiță, mi-e foarte greu să-l aplic și nu se aplică. Pipetă în pompiță. Pipetă. Okay. Doamne, 1 minut și 30 de secunde. Și n-am făcut nimic. Este super nașpa. Super greu de fapt că de obicei eu ofer foarte mult timp aplicării bazei. Ok. Deci au trecut deja 2 minute și n-am făcut eu ce obțin n-am făcut nimic. Ce-i se pare că eu am făcut ceva? Doamne, ferește! Anticearcă-nu. Unde este anticearcă-nu? Uite. Ok. O să las numele produselor în description box, pentru că nu mai am timp să vi le și arăt la cameră, acum, cel puțin. Măcar tu nu trebuie să faci prâncenele, frate. Măcar atât. Corect. Oh, nu pica. Pudriță. Cât e ceasul? 3 minute și 10 secunde. Ce
Mă enervează. 3 minute 48. Ce facem? Pe machiaj. Am reușit să-mi aplic așa fondul de ten, nu știu cât de bine am reușit să-mi-l aplic, am încercat cât de cât, Sorina poate să confirme cât de bine sau nu l-am aplicat. Ce? Păi, pe la mea zis. Ce e pe la mea? Deci am un spot de, nu știu, un vârf de creion fără fond de ten. Excuse me. Apoi am aplicat anticearcănul și pe pleoapă și pe sub ochi. Mă rog, anticearcănul a făcut niște cute în rindurile fine, că n-am apucat să-l setez ca lumea cu pudră, după care mi-am setat toată fața cu pudră. Mi-am aplicat un pic de pudră de contur, un pic de blush. Aici este mult mai intens decât aici. Așa că voi vedeți. Da, e mult mai intens aici decât aici. N-am apucat să-l blendesc. Mi-am aplicat și un pic de iluminator. Cu rujul ăsta lichid mi-am dat efectiv așa și am apucat să-mi aplic un pic de rimel pe genele de sus. La sprâncene n-am apucat să fac nimic, mă rog, așa arată fața mea machiat în 5 minute. Actually, cred că aș putea să fac, nu știu, când sunt mega grabă dimineața, să fac un machiaj de genul ăsta și să pară că, mă rog, fața arată fresh și așa. Și să mai stau cu orele dimineața în fața oglinzii. Tu ce ai de spus în apărarea ta? Mi-e rușine de mine. Mă așteptam să iasă mai bine. Ce da, să ți-ai dat cu conturing? Puțin, dar ce okay. Să fac? Că n-am. Și blush? Și, ai și iluminator? Nu am iluminator, dar este blush-ul. E ok, de fapt. Mâine vreau să nu am gaz, nu-mi dau primer. Tot ce mă simt. Și cu râsări, da? Ok. Ți-ai făcut și sprâncenele? Da. Păi, da, cumva tu ți-ai făcut sprâncenele, eu nu mi-am făcut sprâncenele, mi-am dat cu rimel. Da. Anticearcă ți-ai dat? Da, dar nu vezi că este fixat foarte prost. Well, și ți-ai dat și cu ceva far pe la ochi? Da, am dat așa. Wow, păi dai și mai mult. Da, am dat. Eu la ochi n-am nimic în afară de așa. Da. Dacă v-a plăcut clipul meu, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Chiar a fost o chestie super, nu știu când au trecut cele 5 minute, mi se pare că a fost așa, machiaz de. Vreau să-mi spuneți dacă și voi ați făcut astfel de challenge-uri sau cam cât durează să vă faceți machiajul dimineața. Un machiaj care, mă rog, să arate cât de cât ok, să urmați mai mulți pași din rutina de machiaj. Și până data viitoare, nu uitați, spread the beauty și lăsați-ne în comentarii dacă vreți să ne mai vedeți împreună făcând astfel de challenge-uri, pentru că e destul de greu să faci un challenge de una singură, ai nevoie de fiecare dată de cât un partener. Și dacă vreți să mai vedeți pe Sorina la mine pe canal, please let me know. Vă pup! Aveți grijă de voi!